Când vin de la muncă, am zile, vă rog să mă gândesc care spun. Dacă n-ar fi Alexandru, n-aș mai veni acasă. Acum îl las. Doar lacrimile pe care uneori nu le poate zăgăzui trădează suferința de mama Sandei. O sfâșie gândul că nu-i poate oferi fiului ei, Alexandru, mai mult decât cele 7 milioane de lei vechi pe care le câștigă din salariul de femeie de serviciu și din ajutorul de la primăria Chiajna. Povestea lor ar fi putut să aibă un cu totul alt curs, mult mai dramatic. Alex și mama lui trăiesc de ceva vreme într-un grajd. Mirosul de animale a fost stins cu var proaspăt, podeaua plină de bălegari acum curată lună, iar iesle a fost dată afară lăsând loc, într-o ordine și o curățenie de neimaginat, celor câteva mobile, cuverturilor și covoarelor de iută. Nu e doar istoria unei sărăcii înfruntate cu decență de o mamă și fiul ei, părăsiți prea devreme de tatăl, momiți spre alte zări, ci este și povestea unor victorii extraordinare. Alex e campion la karate. Am 7 medalii de bronz, 7 de argint, 7 de aur și 2 medalii de bronz, una campionatul național și una de argint. Și nu e doar campion pe tatami. Foarte silitor, noi îl invităm să joace cu noi, dar el câteodată stă să învețe pentru ora următoare. Îmi place foarte mult să învăț lucruri noi. Ce materie îți place cel mai mult? Cel mai mult algebra. Niciodată n-a venit să se plângă, tot timpul este curat, tot timpul are temele făcute, vine la ore, nu lipsește. E atât de rar să întâlnești performanța sportivă concomitent cu interesul pentru școală și cu maximum de decență, încât celelalte descoperiri despre profilul adolescentului de doar 12 ani par de-a dreptul uluitoare. Când eram eu la grădiniță, eu mâncasem sandwich-ul și el m-a văzut pe mine, era ora de masă deja și eu nu mai ajuns să mănânc și el mi-a dăruit jumate din sandwich-ul lui. Au ajuns în finală el împreună cu cel mai bun prieten al lui, cu Alexandru Dumitru. Și a câștigat Alexandru Bamboi acel meci, iar pe podium, când i-au premiat, Alexandru l-a rugat pe colegul lui să urce pe aceeași treabă, spunând că medalia asta este amândurora și nu există locul doi. Practic a câștigat echipa campionilor. Alexandru în parte. De 2 ani de zile de când a trecut pragul sălii de sport, lui Alexandru i s-a deschis o altă lume, care îl ajută, dincolo de cărți și de școală, să evadeze dintre pereții mult prea strâmți ai minusculei lui locuințe. Purtat de victoriile din competițiile de arte marțiale, a ajuns să vadă locuri la care nici nu visa. E drept că pentru asta e nevoie ca antrenorii săi și părinții colegilor să facă adesea chetă pentru a-i plăti cazarea sau taxa de participare, întrucât din banii munciți de mama sa n-ar fi putut niciodată să-și împline chemarea, iar mama sa îl însoțește doar cu gândul și cu mâinile frânte de emoție. Mai filmează colegi mai mari ca el, care e Teddy, Bianca, părinți care și filmează pe-ai lor și văd la antrenament când merg cu el, ne arată pe telefon, pentru că nu am posibilitatea să plătești cazarea, hotelul unde îl ia. Ar fi putut îngroșa statisticile cu copii din familii amărâte și destrămate care abandonează școala și se lasă seduși de tentații facile. A avut însă noroc de dascăli, de antrenori și de colegi care să-i dea puterea de a-și urma visul. Și mai ales de o mamă care nezuiește cu ardoare ca fiul ei să-și depășească modesta condiție socială. Eu nu stau la casă că nu am unde. Da, unde? La bloc în ghienă. Eu am ghiena mare, cam cu 8 etaje. Și am albi, am lighean. Și eu lucrurile lui Alexandru am de zile care eu nu spăl la casă. Una e și butelia foarte scump să bagi gaz în ea. Niciodată m-a dat impresia că este altfel. Din contra, chiar mă uitam, kimonoul lui lucește mai tare ca al meu, pe care îl spăl zilnic. Iar răsplata tânărului campion pentru mama sa nu este doar în raftul de medalii și în carnetul de note. Ți-a fost vreodată rușine de mama ta sau de condiția voastră? Nu, dimpotrivă, o apreciez. Este o fire ambițioasă, optimistă și curajoasă. Și e un model pentru mine. Pentru ca planurile lui Alexandru și ale Sandei spre a-și depăși condiția să aibă șanse mai mari de izbândă, mai e nevoie de un semn al solidarității și de un sprijin venit de undeva de sus. Dacă m-ar ajuta Dumnezeu să-mi dea putere de muncă și să am unde să stau cu copilul meu atât. Uneori e atât de simplu să construiești un cuib pentru vise.